With God's help, we started a new week. Tonight it's Monday night, and before we pray, I want to take you back to yesterday. In most churches all around the world, yesterday people talked about the doubting Thomas. You know his story. A week came on Sunday, the week after Jesus was crucified. The disciples got all together, but Thomas wasn't there, and Jesus showed up. And after Jesus ministered to them and Jesus left, they told Thomas, Jesus was here, we met Jesus. And Thomas said, I will not believe unless I see for myself the scars in his hands, the wound in his side. I will not believe it. And we know the story. A week later, the disciples are all again together. And Jesus this time shows up, and Thomas sees Jesus. And I want to point out the words of Thomas when he saw him. He said, and I read from John chapter 20, verse 28. Thomas said to him, my Lord and my God. I want to talk about this expression tonight. My Lord and my God. These are the words of Thomas when he saw Jesus. Notice, Thomas didn't say just my God. You know, everybody wants a God. God has to do with who he is and what he does for me. So when I'm in trouble, I need a God. When I'm sick, I need a God. When I have a need, I need a God. When I'm in need of a miracle, I need a God. When I'm down, I need a God. When I'm depressed, I need a God. When I need to make a tough decision, I need a God. But Thomas said, I don't just need a God, I also need a Lord. He said, my Lord and my God. And that's very important for us to notice. What does Lord mean? Lord means a master. Role means a ruler. Lord means a governor. Lord means a commander, a captain, a leader. Somebody who tells me what to do and I obey. Somebody who tells me what to do and I do it. Lordship has to do with my dedication to him, with my obedience to him, with my trust in him. And Thomas said, I don't just need a God, I need a Lord. That means he's going to command me and I obey. I obey his commandments. In other words, Thomas is saying to us tonight, you can't just have him as your God without having him as your Lord. Also, notice the order here. He said, I need a Lord first before, and then I need a God. He didn't say my God and my Lord. He said my Lord and my God. The order is very important here. So I want to ask you tonight before we pray, is he the Lord of your life tonight? Not just the God of your life. Not just the God who saves you, not just the guy who helps you when you need him, but is he the Lord of your life tonight? Is he leading you? Do you obey him? That's what the message of Thomas to us is tonight. Make sure he is not just the God of your life, but also the Lord of your life. And if he is not the Lord of your life, make him the Lord of your life, and he will also be the God of your life. Amen. Binecuvântat să fie Domnul, iată-ne din nou, ne apropiem de momente de rugăciune, ne apropiem să ne închinăm din nou înaintea lui Dumnezeu, fie ca Dumnezeu să privească cu milă spre noi, fie ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare inimă care se va apropia de El în rugăciune, Dumnezeu să binecuvinteze familiile noastre, Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Elim. Aș vrea să chem atenția dumneavoastră asupra versetului pe care îl găsim scris în Cartea Leviticul, capitolul 6, versetul 13, care spune așa: focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Iată datoria oricărui credincios. Porunca aceasta o dădea Dumnezeu lui Aaron, marele preot. Să se îngrijească de focul care a venit de la Dumnezeu, focul acesta de pe altarul poporului Israel,
era un foc de origine divină, venise din cer de la Dumnezeu. În urma ascultării lor a ieșit un foc de la Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, și a aprins lemnele, a aprins jertfa de pe altar. Și de acum, din momentul acesta, era datoria poporului Israel să mențină focul acesta necurmat, aprins. Vedeți, focul în Scriptură este imaginea Duhului Sfânt. În ziua cincizecimii, când s-a pogorât Duhul Sfânt peste cei 120 de ucenici ai Domnului care erau adunați împreună, spune cuvântul Domnului că niște limbi ca de foc s-au împărțit peste fiecare din ei. Dacă vreți, acesta a fost focul pe care l-a prins Dumnezeu în ziua cincizecimii. Pe care l-a prins Dumnezeu peste creștinismul adevărat, în viața credincioșilor adevărați. Dar este datoria noastră să-l menținem aprins. De aceea ne îndemna Apostolul Pavel să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care am fost pecetuiți, să nu stingem Duhul lui Dumnezeu, să avem grijă, să ne purtăm cu atenție, să nu stingem Duhul, să nu întristăm Duhul lui Dumnezeu, să nu ne împotrivim Duhului Sfânt, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vedeți? Aici îi spunea Domnului Aron în versetul 12, focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Era datoria preotului să aprindă lemne pe altarul acesta al lui Dumnezeu. Focul venise de la Dumnezeu. Focul Duhului Sfânt a fost turnat din cer. Haideți să menținem flacăra aceasta aprinsă în viețile noastre. Să punem lemne pe altar și, dacă vreți, lemnele acestea pe care le putem pune pe altarul acesta al lui Dumnezeu sunt rugăciunea cu care ar trebui să ne îndeletnicim zilnic. Este citirea Scripturilor, este apropierea de Dumnezeu, este părtășia frățească la care ar trebui să luăm parte întotdeauna. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să punem lemnele acestea pe altar, așa încât focul Duhului Sfânt să rămână mereu aprins. Caută-L pe Dumnezeu în rugăciune. Aprinde în fiecare dimineață lemnul acesta al rugăciunii, așa încât focul lui Dumnezeu să rămână mereu aprins. Citește Scriptura, caută să-L cunoști. În felul acesta, focul Duhului Sfânt va rămâne aprins. Caută părtășia frățească. Caută să stai de vorbă cu frații și cu surorile, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știm că ziua se apropie, venirea Domnului este aproape. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să menținem focul Duhului Sfânt aprins în viețile noastre. Vă invit să ne ridicăm în picioare și în rugăciunea următoare să cerem lui Dumnezeu lucrul acesta. Doamne, ai aprins focul acesta în viețile noastre. Dă-ne înțelepciune și dă-ne putere să-L menținem aprins până în ziua când ne vei duce în cerul Tău. Până în ziua când ne vei lua acasă să fim împreună cu Tine. Să ne rugăm pentru aceasta. Dacă focul acesta cumva a fost stins, nu stingeți Duhul, spune Apostolul Pavel. Să-L rugăm pe Dumnezeu să toarne Duhul Său cel Sfânt în viețile noastre. Să ne umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt din nou. Să ne dea Dumnezeu puterea aceasta a Duhului Său cel Sfânt. Și apoi să menținem focul acesta aprins. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și din nou vă îndemn să ne aducem aminte și de frații și de surorile noastre care sunt bolnavi, care au nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Domnul să intervină în dreptul fiecărei cauze. Și dacă dumneavoastră aveți cauze, să venim înaintea lui Dumnezeu, înaintea unui Dumnezeu care vede, care ascultă și care ia aminte, să ne rugăm în direcția aceasta și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.